Republica Moldova, o țară de succes. Peste 2300 de delegați din toate raioanele țării au participat astăzi la lucrările celui de-a 11-lea congres al Partidului Popular Creștin-Democrat. Tradițional, congresul al 11-lea al PPCD a demarat cu rostirea rugăciunii Tatăl nostru. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În cadrul forului au fost adoptate mai multe documente, printre care manifestul PPCD Republica Moldova, o țară de succes, rezoluția cu privire la condamnarea Holodomorului din anii 1932-1933 din Ucraina, precum și declarația cu privire la relațiile dintre Republica Moldova și Rusia. Potrivit manifestului PPCD Republica Moldova, o țară de succes, creștini-democrații sunt hotărâți să afirme cu putere dreptul poporului la libertate, independență, suveranitate, unitate teritorială și la autoguvernare fără niciun amestec din afară. Republica Moldova trebuie să consolideze rolul limbii române ca limbă de stat și să creeze în același timp condiții optime pentru dezvoltarea culturilor minorităților etnice. În manifest se mai arată că solidaritatea socială, respectul pentru preocuparea fiecărui om de a trăi mai bine în țara lui, vor sta la temelia tuturor faptelor PPCD. Republica Moldova, o țară de succes, nu este doar o lozincă. Nu este un vis înșelător sau o iluzie. Republica Moldova, o țară de succes, este un crez puternic izvorât din adâncul inimilor noastre de români, învățați îndelung în istorie să se descurce de unii singuri. Este crezul unei generații de creștini dornici de a se afirma în Europa și în lume cu demnitate, solidari cu întreg trecutul nostru istoric, de multe ori tragic, dar mai ales și la fel de solidari cu generațiile noastre viitoare. Partidul Popular Creștin-Democrat, familia noastră politică, curentul de opinie pe care l-am creat, armata de militanți care au ieșit în față în lupta pentru libertate, a contribuit în mod substanțial la proclamarea independenței Republicii Moldova, la formarea statului nostru ca stat democratic și astăzi Partidul Popular Creștin-Democrat este decis să-și finalizeze cu succes propriul proiect politic. Este extrem de greu să redai speranța oamenilor acestei țări, dar este obligația noastră morală să continuăm acest apostolat politic pentru împlinirea destinului fiecăruia dintre noi, a familiilor noastre și a fiecărui cetățean al Republicii Moldova. PPCD este singurul succesor de drept al Mișcării Democratice pentru susținerea restructurării al Frontului Popular din Moldova și al FPCD. Din anul 1999, această formațiune poartă denumirea de Partidul Popular Creștin-Democrat.